Scrie pentru Alin. A mai avut relații cu fete? Da, normal. Cât timp? Am spus, două relații serioase, nu contează cât timp. Pentru că eu cred că el nu știe ce înseamnă să iubești. Felul în care se comportă cu Andreea, modul în care îi vorbește, lasă de dorit. A zis că el nu mai poate să stea toată ziua bot în bot cu ea, că au deja nu știu câte luni. Dragule, când e dragoste adevărată, stai bot în bot mereu. Îi faci masaj iubitei, mai ales atunci când se roagă de tine insistent. Îi te adresezi cu iubito, nu cu mă, Andreo. Lore și George, Italia este cu voi. Da. Sfârșitul mesajului... Da, mă rog, dacă sfârșitul mesajului spune că acest domn susține pe... sau această doamnă susține pe Lore și George, înseamnă că ceea ce a spus nu e nimic adevărat de aici? Nu, eu am mai explicat. Nu simt să stau bot în bot cu Andreea. Nu știu, noi nu mai avem fluturași în stomac cum aveam la început. Relația a depășit acel moment. Este ceva mult mai serios. Nu știu cum să explic. Noi ne gândim deja la viitor. Dacă vă gândiți la viitor, înseamnă că fug și fluturași? Nu. Înseamnă că eu mă refeream la primele clipe petrecute... La primele luni, da, la primele săptămâni. Dar acum, adică la început poate era o îndrăgosteală, acum este iubire adevărată. Acum o să primiți mesaje, știți de care, nu? Putem eu și soțul meu avem 50 de ani de căsnicie și ne iubim ca în prima momente zi. Și momente. Știu și ce răspuns voi da dacă voi primi ce acest mesaj. Dumneavoastră și soțul dumneavoastră nu v-ați cunoscut aici, nu știți cum este aici, nu știți... Care e diferența? Păi este o mare diferență. Chiar este. Care? Păi afară este altceva. Aici n-are timp să ți se facă dor de persoana iubită? Și asta. Și asta. De ce asta? Și adică ce-i prea mult strică? Sunt mai multe, dar nu vreau să răspund mesajelor, pentru că oamenii nu știu cum este aici. Tu de ce râzi, Dragoș? Eram sigur că mă întrebați. Păi dacă râzi, stai că ai râs tu cu un scop, că nu râzi tu așa degeaba. Dar îmi spui de ce? După publicitate.